Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Psihanalitica. Ca în fiecare primăvară, început de primăvară, iată și noi cu emisiunea noastră, începem să creăm emisiuni după emisiuni, în așa fel încât să vă captăm atenția și să vă furnizăm, desigur, informații pe care să le folosiți, informații importante și în același timp frumoase. Suntem în 2013, deja au trecut an bun, cred că vreo 6 ani, 5-6 ani de când tot facem emisiuni. Inițial se numea Cine mă ascultă, acum se numește Psihanalitica, după cum foarte bine știți, încă de anul trecut. Vom funcționa în același cadru, am șlefuit de-a lungul anilor acel cadru în așa fel încât să găsim unul care considerăm că e și atractiv și se potrivește cu ceea ce se desfășoară în această emisiune. În așa fel încât, înainte de a începe să vă prezint tema pentru astăzi, aș vrea să fac o mică introducere vis-a-vis de timp. Pentru că pare că în ultima perioadă de timp, acest concept are niște nuanțe foarte, foarte importante și foarte interesante. Se pare că rapiditatea, că societatea în care trăim impune niște ritmuri imposibil de susținut sau foarte, foarte greu de susținut. Ritmuri pe toate planurile, dar în primul rând pentru că vorbim despre o emisiune care se referă la cadrul interior, intern, psihic, impune niște ritmuri foarte alerte pentru interioarele noastre, pentru psihicurile noastre. În așa fel încât mă gândeam că a va aduce din nou în față necesitatea observației, necesitatea înțelegerii funcționării psihice, a cunoașterii, pentru că despre asta o să vorbim astăzi în principiu, despre înțelegere, cunoaștere și acceptare, a va aduce din nou în fața ochilor aceste probleme, mi s-a părut potrivit. Tocmai pentru că din afară ni se impune, așa cum spuneam, ni se impune totuși. Cu siguranță că avem posibilitatea și să găsim soluții eficiente la toate lucrurile care ne înconjoară și mai ales la problemele care aceste lucruri din exterior le ridică în interiorul nostru. Ca și terapeut, desigur, această cerință a rapidității afișată de cel mai multe ori deschis prin întrebarea ok, vin la dumneavoastră, dar cât trebuie să vin? Ce perioadă de timp trebuie să vin? Și, desigur, orice terapeut știe că nu poate spune de la început cât durează, decât dacă este un tip de terapie specific, adică un număr specific de ședințe. 20, 30, 60, nu se știe. Fiecare, mă rog, sunt terapii diferite cu accente diferite. În tipul de terapie în care eu sunt format, și anume psihoterapia psihanalitică, e bine, nu există un răspuns foarte foarte clar la această întrebare, pentru că nu știm exact cât va trebui să vină persoana. Eu de obicei spun ceva de genul, ok, haideți să vedem, să începem să lucrăm, să vedeți cum se desfășoară procesul și apoi o să stabilim de comun acord și cât trebuie să veniți. Însă, în orice caz, această cerință, vreau să mă vindec repede, să-mi fie bine repede, desigur, ușor de înțeles din anumite perspective. Pe de altă parte, însă, păcătuiește prin faptul că nu ia în considerare dezvoltarea interioară sau ritmul interior sau... Și așa cum o să vedeți de-a lungul emisiunii, aceste aspecte se vor dezvolta și veți înțelege mai bine de ce e necesar să ne raportăm la această dezvoltare, la acest ritm interior, pentru că, de fapt, cu acest ritm interior lucrăm în psihoterapie și atunci acest ritm interior ocupă și un anumit spațiu temporal. Și e foarte important să le avem în minte pe toate. În orice caz, așa cum spuneam, este ușor de înțeles de ce oamenii cer o eficiență crescută într-o perioadă de timp relativ scurtă.
dar care perioadă de timp relativ scurtă nu se potrivește deloc, nu se potrivește nici cu ritmul interior, nici cu pregătirea terapeutică. V-am vorbit în nenumărate rânduri de faptul că pregătirea, formarea în psihoterapie, psihanalitică și psihanaliză este o formare de lungă durată, ea se întinde pe parcursul multor ani. În mod real, ea ține toată viața, dar dincolo de asta, obligatoriu, ca să zic așa, 10 ani sunt de luat în calcul, ori, iată, lucrurile desfășurându-se atât de rapid, vă dați seama că trebuie să ai o anumită viziune asupra desfășurării evenimentelor ca să poți intra într-un proces de formare atât de lung și atât de dificil, de fapt, dar, desigur, drumul este viața și nu scopul în sine. Drumul este foarte, foarte frumos. Având în minte această presiune temporală și această presiune a eficacității, desigur, în toată perioada în care eventual n-am mai făcut emisiuni și, așa cum vă spuneam, pregătirea terapeutică o cere, desigur, am căutat și caut informații și modalități de a mă dezvolta eu ca și terapeut în așa fel încât să devin cât mai eficient cu putință și e normal să se întâmple așa, ca orice profesionist, cred că toți profesioniștii fac lucrul acesta. Am căutat și am găsit și vreau să vă ofer informații care să, nu știu, care să fie mai bine șlefuite, pe care să le puteți folosi mai ușor, să le înțelegeți mai ușor și să nu ne mai afundăm în mod deosebit în limbajul psihanalitic tehnic, care limbaj necesită cunoștințe, mă rog, mai dezvoltate pentru a fi înțeles întru totul. Desigur, vom vedea în ce măsură reușesc să fac acest lucru pe parcursul acestor emisiuni. Pentru astăzi, dincolo de această introducere, pentru astăzi mă gândisem să vă vorbesc despre rănile emoționale, despre ce înseamnă rană emoțională și despre măștile pe care aceste răni emoționale ne forțează, într-o formă sau alta, ne forțează să le purtăm. Pentru că, în fond și la urma urmei, cu toții știm că în interacțiunea noastră, în interacțiunile cotidiene, noi ne oferim anumite părți din noi, eventual părți contrafăcute. Uneori știm că sunt contrafăcute, că sunt decât niște măști și că noi nu suntem cu adevărat așa. Alteori, după cum veți vedea, realmente nu ne dăm seama că purtăm niște măști și poate că n-ar fi rău să și aflăm lucrul acesta, deși, de asemenea, și faptul de a afla că porți o mască necesită un efort și, mă rog, veți vedea fiecare în parte dacă se merită să depunem acest efort sau nu, să aflăm dacă purtăm măști, ce fel de măști purtăm și ce putem să facem cu ele. În principiu, ideea ar fi de acceptare. Faptul de a avea o rană emoțională se traduce prin aceea că nu acceptăm experiențele pe care le trăim. Că mai mult decât atât, căutăm în mod activ circumstanțele, mediul, persoanele care să ne facă să repetăm acele experiențe pe care nu le-am acceptat, de fapt. Și mai mult decât atât, le repetăm probabil cu scopul de a ajunge la un moment dat să le înțelegem. Nu știu, mi se pare că în momentul în care învățăm din experiență, din experiențele pe care le avem, acumulăm nu neapărat inteligență, cât mai degrabă înțelepciune. Și asta înseamnă două lucruri. Pe de o parte că în noi există o tendință naturală către evoluție, ceea ce eu cred că de-a lungul vieții ceva ne împinge întotdeauna înainte să aflăm, să trăim lucruri noi. Desigur, eu pot să vorbesc decât din perspectiva celui care a ajuns la o anumită vârstă, dar în discuțiile cu colegii mei care au o altă vârstă, altă experiență, cu siguranță că am primit același răspuns. Da, noi evoluăm de-a lungul vieții, ideea ar fi să ne și dăm voie să evoluăm, adică să intrăm în contact cu experiențele pe care le avem, să le trăim exact așa cum sunt ele, adică să le acceptăm. Pe de altă parte, însă,
Este la fel de adevărat că o parte din viața noastră e alcătuită din repetări. Nici nu se poate. Altfel, repetăm și experiențe plăcute și experiențe neplăcute și experiențe indiferente. Sigur, nu avem altfel cum să facem, dar cred că într-un asemenea context e foarte important să ne dăm seama care sunt experiențele neplăcute care ne fac să suferim în mod continuu eventual și pe acelea să încercăm să le transformăm, să le schimbăm sau chiar să le eliminăm. Așa cum spuneam, acceptarea nu înseamnă să fii de acord cu ceea ce se întâmplă. Acceptarea nu înseamnă să faci din experiența pe care ai trăit-o. De exemplu, am picat un examen. A accepta faptul că am picat un examen nu înseamnă să fiu de acord că am picat și atât. Sau să spun, domne, ce mișto că am picat un examen. Nu, aceasta nu este acceptarea. Acceptarea înseamnă ce spuneam mai devreme și anume să ne dăm voie să trăim experiențele pe care le avem exact așa cum sunt ele, cu tot ce aduc ele. A nu ne refuza nimic din ceea ce ni se oferă, ca să zic așa, între ghilimele, ni se oferă. Pentru că, în fond și la urma urmei, numai dacă vom reuși cu adevărat să acceptăm ceea ce trăim, cu siguranță că ne dăm posibilitatea să învățăm din experiențe. Și în fond și la urma urmei, psihoterapia asta încearcă să facă, să elimine, să ne elibereze calea înspre a învăța din experiențele pe care noi oricum le avem, prin care noi oricum trecem. De aceea, din punctul ăsta de vedere, psihoterapeutul nu trebuie să aducă nimic nou, pentru că viața oricum oferă suficient de multe trăiri și experiențe care pot fi analizate și înțelese în feluri multiple, desigur. Dar acceptarea, asta înseamnă să trăim experiențele exact așa cum sunt ele. Ceea ce implică non-acceptarea înseamnă să punem o barieră între noi și aceste experiențe. Barieră care adesea e constituită din judecăți de valoare, din temeri, din regrete, din vinovății. Aceasta este non-acceptarea și preferăm, de exemplu, să rămânem într-o stare de regret continuă decât să înțelegem de fapt ce s-a întâmplat acolo și decât să înțelegem cum am ajuns în situația respectivă. Uneori pur și simplu ne plângem de milă, ne învinovățim sau ne victimizăm, pentru că nu putem să aflăm, bine, nu ne dăm voie să aflăm de fapt ce s-a întâmplat acolo cu adevărat. Și spuneam adineauri, deschiderea față de a accepta experiențele prin care trecem nu presupune nimic altceva decât a accepta și faptul că într-o formă sau alta noi ne-am dorit să ajungem în acele situații, că le-am căutat, adică am ales să ajungem în acele situații. La prima vedere poate că e destul de ușor de acceptat. Da, domnule, normal, dacă mi se întâmplă înseamnă și că o parte din mine a ales. Da, numai că în privința experiențelor neplăcute, experiențelor care ne provoacă suferință, e mai greu de acceptat. Mintea logică nu ne lasă să acceptăm faptul că ne facem rău și că uneori aproape că ne dăm seama cu exactitate cum ne facem rău, dar nu vrem să vedem. Și asta pentru că, mă rog, e o adevărată construcție pe care acum încerc să vă arăt și de-a lungul emisiunilor tot despre această construcție prin care noi ne facem rău, prin care am învățat să ne facem rău și pe care, în virtutea obișnuinței și nu numai, pur și simplu o menținem de-a lungul vieții și ne tot chinuim până când la un moment dat ne dăm seama că noi chiar ne chinuim singuri. Da, asta înseamnă Să fim conștienți de faptul că noi am ales să trăim experiențe și plăcute și neplăcute înseamnă să nu mai fim defensivi, să pur și simplu să nu ne mai scoatem din viața noastră, să acceptăm că noi ne trăim viața exact așa cum dorim, chiar dacă în momentul în care gândim lucrul ăsta, viața noastră nu arată tocmai bine. Chiar dacă e ușor să spun, domnule, dar eu nu-mi doresc să-mi fie rău, dar nu-mi doresc să fiu lovit de alții, dar eu nu-mi doresc, nu știu, să fiu în situația asta atât de grea. Ei bine, imaginați-vă cum s-ar schimba situația, dacă puteți să vă imaginați, în momentul în care spuneți, ok, eu am ales, conștient sau inconștient, am ales să fiu în această situație. Din momentul ăla devii responsabil pentru ceea ce ți se întâmplă și este singura posibilitate de a schimba ceva, de a accepta că tu cu mâna ta
ai ajuns în situația respectivă. Desigur, majoritatea dintre noi alege, între ghilimele, alege să trăiască multe ori aceeași experiență, același tip de experiență, experiență fie bună, fie rea. Dar experiențele rele sunt trăite de mai multe ori și repetate și repetate și știm cu toții că sunt serii întregi de experiențe în viața noastră care s-au desfășurat în felul acesta. E bine, până nu ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem, până nu ne dăm seama că în momentul în care intrăm într-o situație grea, dificilă, dureroasă pentru noi, ei bine, o parte din noi și-a dorit chestia aia, o parte din noi a acceptat să se întâmple așa cu noi și atunci va trebui să conștientizăm, depunem acest efort de conștientizare, ceea ce desigur se întâmplă într-o psihoterapie, de conștientizare a părții noastre de contribuție la ceea ce ni se întâmplă. Și asta e singura posibilitate de a schimba. Desigur, necesită un efort, desigur, necesită eventual și un curaj, cu siguranță multă voință, dar cred că pentru toți cei care vor într-adevăr să crească în interiorul lor, altă posibilitate nu prea există. Indiferent dacă intri într-o psihoterapie sau nu, transformarea, creșterea interioară necesită un efort și un efort durabil. Apropo de ce vorbeam la început, de timp, ei bine, efortul n-are cum să nu fie durabil. De fapt, ce se întâmplă, de ce noi nu ne putem da seama de toate lucrurile astea mai rapid sau mai ușor sau pentru că de cele mai multe ori mintea e foarte are o funcționare foarte stufoasă, așa, foarte confuzantă. Pentru că am introdus în ea tot felul de convingeri asupra cărora noi nu ne-am pus întrebări, pur și simplu le-am preluat. Erau, nu știu, convingeri ale părinților noștri, ale societății, ale culturii în care suntem. Am și le-am băgat în mintea noastră, chiar dacă ne-am uitat cu puțin mai mult de atenție, am vedea că o parte din ele sunt chiar contradictorii, că ele nu fac parte din același sistem. Dacă ne uităm și cu și mai multă atenție, ne dăm seama că ele nu fac parte din noi, că realmente sunt ca niște petice lipite, dar așa, numai în virtutea unei inerții la un moment dat. E bine, într-o psihoterapie ne uităm la toate aceste convingeri, le punem sub semnul întrebării, încercăm să vedem de unde au venit. Desigur, pentru a schimba asemenea convingeri, o primă fază este aceeași fază a acceptării. Până la urmă nu poți să schimbi ceva ce crezi că nu ai. Întâi trebuie să accepți faptul că ai acea convingere. Îmi vine acum în minte, de exemplu, chestia aia cu bătaia ruptă din rai. Asta, la noi funcționează această condiție. Dom'le, așa este. Desigur, e mult mai ușor să rezolvi decât să înțelegi, să rezolvi prin bătaie decât să înțelegi. Adică trebuie multă tensiune acolo. Noi suntem învățați cu tensiunea, cu anxietatea, cu vinovăția. Toate lucrurile astea trebuie puse la un loc și trebuie să le rezolvăm cumva. Dacă le luăm și le separăm și încercăm să ne întrebăm de fapt, cum să rezolvăm noi situația asta într-un mod constructiv și cum ar fi mai bine și cum simțim să rezolvăm situația asta, e bine, lucrurile s-ar putea să se schimbe. Dar pentru asta s-ar putea să trească să ne punem sub semnul întrebării o parte semnificativă din viața noastră și probabil că asta este o parte importantă din efortul terapeutic, din efortul de schimbare, că te pui sub semnul întrebării și la un moment dat pui sub semnul întrebării lucruri pe care le-ai dobândit care de-a lungul timpului și care ți-au dat un sentiment de siguranță. Cred că psihoterapia, dar în principal schimbarea care se petrece și în psihoterapie, schimbarea însă te aruncă într-un soi de nesiguranță, tocmai pentru că pune sub semnul întrebării ceea ce tu înainte credeai că e sigur și bătut în cuie. Lucrul ăsta nu se întâmplă cu ușurință. Am senzația așa că devin moralizator și uite, asta trebuie să facem și cum nu e neapărat rolul meu să fiu un moralizator și să vă spun ce trebuie să facem, decât să vă expun niște lucruri pe care le-au gândit oameni cu foarte multă experiență și pe care le-am văzut și eu funcționând propriu-zis, în mod real. Pentru că nu-i rolul meu ăsta, aș vrea să ajungem la o altă expresie a acceptării, o expresie video de data asta. Adică așa cum v-ați obișnuit deja din anii trecuți, am un filmuleț pe care aș fi vrut să vi-l arăt
și care exprimă foarte bine această natură a acceptării prin îmbrățișări. Mă rog, în filmuleț sunt prezentate o serie de tipuri de îmbrățișări și mie mi se pare că a îmbrățișa se potrivește cu a accepta. Haideți să vedem filmulețul și apoi continuăm. Everyone knows hugging is good for you. I wanna hug. It's a wonderful feeling. I wanna hug. It helps with the healing. I wanna hug. 'Cause hugging feels like the natural thing to do. I wanna hug. I wanna hug. When you say hello, I wanna hug. I wanna hug. When it's time to go, I wanna hug. I wanna hug. 'Cause everyone knows hugging is good for you. I wanna hug. It's a wonderful feeling. Wanna hug. It helps with the healing. Wanna hug. 'Cause hugging feels like the natural thing to do. Bun. Pe de altă parte însă, faptul de a accepta experiențele, de a le trăi, nu este echivalent cu a ne accepta pe noi, a accepta propriul sine. Desigur, ele se întrepătrund, sunt conectate între ele și cu cât acceptăm mai mult, cu atât e clar că gradul nostru de acceptare de sine este mai mare. Mă rog, acceptarea de sine fiind acceptarea de a trăi în conformitate cu ceea ce se întâmplă, în conformitate cu realitatea, o acceptare a unor serii de experiențe emoționale, de a le trăi, aceste trăi. E ceva mai larg decât acceptarea unor experiențe. Desigur, asta puteți înțelege. De altfel, indiciu că trăim experiențe în acceptare, unul dintre indicii, momentul în care trăim o experiență care se repetă, noi știm că se repetă acea experiență, pe de o parte, pe de altă parte o trăim cu înțelegere, o trăim cu compasiune, o trăim eventual fără teamă, toate lucrurile astea sunt indicii că trăirile noastre sunt pe cale să se schimbe, că retrăim într-adevăr un lucru, dar acceptăm, poate pentru prima dată, ceea ce trăim. Adică, da, mie-mi place să aduc în discuție și ideea iertării în timpul acceptării. Ceea ce, mă rog, complică puțin treaba. De altă parte, însă, unul dintre mecanismele care ne împiedică foarte mult să acceptăm este proiecția. E un mecanism de apărare foarte cunoscut în psihanaliză și foarte răspândit în societatea largă.
Proiecția fiind acea modalitate în care, în loc să identifici și să recunoști propriile trăiri, mai degrabă le oferi, le arunci în lumea internă a celuilalt și le recunoști acolo. Nu ți le recunoști ca fiind ale tale, ci le recunoști ca fiind ale lui. Le proiectezi, le arunci, le pui în celălalt. Desigur, asta, acest mecanism de apărare, proiecția asta, nu face nimic altceva decât să ne așeze la o distanță de noi, de propriile noastre probleme, de ceea ce trăim. Și dă posibilitatea, deschide posibilitatea repetării. Pentru că, de fapt, noi nu știm ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, atâta timp cât nu învățăm istoria, istoria se repetă, desigur. Și în momentul în care o învățăm însemnând, o acceptăm, o înțelegem, o privim cu compasiune, fără teamă și reușim să iertăm pe ceilalți și să ne iertăm pe noi pentru lucrurile care până atunci n-au ieșit așa cum ne doream, de fapt, să iasă. Cunoașterea, înțelegerea și acceptarea despre care am tot vorbit până acum, de fapt, ne oferă posibilitatea să trăim mai puține experiențe dureroase în viață. Nu să le eliminăm, acest lucru nu e posibil și nu e realist, să ne așteptăm că viața o să fie, din momentul în care am descoperit înțelegerea, acceptarea, o să fie o chestie atât de frumoasă, unii fără nimic dureros în ea. Am în minte, desigur, ideea doliului și diferențele sunt foarte mari între persoanele care acceptă să trăiască doliu atunci când e cazul să-l trăiască și persoanele care nu pot accepta să trăiască doliu. Persoanele care acceptă doliu, desigur, sunt persoane care acceptă, de fapt, ideea că, și o să mă refer la cazul ăsta, ideea că persoana la față de care avea niște sentimente a dispărut și asta lasă un anumit gol. Și doliu asta înseamnă acceptarea acelui gol, acceptarea faptului că viața merge înainte chiar cu acel gol în noi. Ceea ce, desigur, nu e o sarcină ușoară, însă e o sarcină care trebuie realizată, pentru că asta e realitatea. Toți o să ne confruntăm sau ne confruntăm sau ne-au confruntat cu asemenea situații în care am pierdut pe cineva drag, pe cineva iubit. Și atunci, automat, trebuie să ne dăm voie să trăim pierderea aceea. Imaginați-vă că o persoană care nu acceptă, care nu acceptă această experiență, poate trăi cu suferința în suflet până la sfârșitul vieții. Poate trăi 10 ani, 20 de ani. În terapie e foarte ușor de identificat asemenea momente peste care nu s-a trecut. Omul spune, persoana poate afirma, da, peste asta am trecut, cred că am trecut peste asta, nu știu ce, dar în același timp, în momentul în care ne afundăm puțin în subiect, toate acele trăiri dureroase vin la suprafață cu o forță suficient de mare și ne putem da seama cu ușurință că, de fapt, trăirile n-au fost amenajate în niciun fel, n-au fost trăite până la capăt, n-au fost curățate, n-au fost lăsate să se exprime și atunci când rezistăm la experiențele noastre, rezistăm propriilor noastre trăiri, desigur ele persistă și așa ajungem să acumulăm în zeci de ani o grămadă de probleme, o grămadă de tensiuni și de anxietăți și de vinovății, cum spuneam, care se manifestă în viața noastră de zi cu zi. Sigur, nu e de mirare că într-o asemenea situație tensiunea generată de problemele actuale din cotidian este și mai mare. Desigur, pentru că noi avem de rezolvat două sarcini, nu numai cotidianul nostru, ci și trecutul nostru care a rămas netrăit. A rămas decât la un nivel de experiment, așa. Psihoterapia, desigur, aduce toate lucrurile astea, le aduce, le învie, într-un fel, le aduce la suprafață și le lasă să se exprime în așa fel încât trăirile din prezent să fie mai curate, să fie neîmpânzite de toată greutatea, de toată greutatea trecutului. Nu numai că vei trăi mai puține experiențe dureroase, tocmai din cauza curățeniei făcute în minte și în suflet, dar asta presupune într-adevăr și ați lua în stăpânire viața, a deveni responsabil pentru ceea ce trăiești, pentru propria ta viață, pentru propriile tale trăiri,
a fi responsabil nu numai de comportamentele pe care le, acțiunile pe care le săvârșești, ci și de consecințele lor, fie ele bune sau rele. Și nu întotdeauna putem prevedea consecințele sau nu le prevedem, nu le putem vedea dinainte pe toate. Faptul că am intenționat să facem bine și a ieșit rău sau invers, asta desigur se întâmplă. Cu siguranță că se întâmplă. Acceptarea înseamnă să, într-adevăr, să putem prelua trăirile față de persoanele pe care am vrut să le ajutăm și, de fapt, n-a ieșit chiar așa. Da, asta înseamnă că i-am făcut rău și trebuie să acceptăm lucrul ăsta, pentru că numai dacă acceptăm că am făcut rău, putem să reparăm ceva. Adică putem să, din momentul ăla, putem să, ok, uite, ce am făcut n-a fost bine, hai să fac altceva dacă tot am intenția să fac bine. Nu contează la ce cadru se aplică, dar se aplică, fără doar și poate se aplică. Pe de altă parte însă, ați asuma responsabilitatea față de propriile comportamente și față de consecințele propriilor comportamente presupune a dezveli, a intra în contact, așa cum spuneam, a intra în contact cu rănile noastre. A vedea, de fapt, uite, acolo e o rană și din cauza asta eu am acționat așa. N-am putut să fac altfel, dar asta a fost. Bine, descoperirea acestor răni, sigur, e o parte importantă. Dacă mă întrebați pe mine, e partea cea mai importantă din procesul terapeutic. În fond și la urma urmei, nu? Proces terapeutic are conceptul de vindecare acolo undeva pus și despre asta e vorba, de a vindeca. Mie îmi place foarte mult și ați observat deja și probabil că o să vă dați seama cu mai mare ușurință de acum, mie îmi place conceptul de curățare în loc de vindecare. Da, în așa fel încât acesta este efortul. A-ți asuma responsabilitatea, a accepta, înseamnă a fi deschis către a-ți vedea, poate pentru prima dată, propriile răni și a accepta că e ceva de făcut cu ele. Accepta că trebuie să, cu propria ta ființă, trebuie să faci ceva, pentru că e a ta, ca să zic așa. De altfel, ăsta e un punct de vedere foarte greu acceptat, cel puțin inițial, și am întâlnit oameni care au fost foarte mișcați de ideea asta, că de fapt noi avem toate informațiile disponibile. Nimeni nu trebuie să ne dea nimic, noi nu știm că le avem, desigur. Ele sunt în mintea noastră, sunt încriptate, sunt încorporate în noi și de aceea uneori sunt foarte, foarte, foarte adânc puse și de aceea nu le vedem la prima vedere, dar ele de fapt sunt acolo, iar psihoterapia într-adevăr este mai degrabă o chestie de dezvăluire decât de adăugare. Deci, pur și simplu, terapeutul te ajută să îți dezvălui ceea ce se află deja în tine, mecanisme, informații, lucruri care te pot ajuta să te vindeci. Pe de altă parte însă, apropo de vindecare, și asta e foarte greu de acceptat într-o primă fază, și anume că nu numai că avem toate informațiile de care avem nevoie ca să ne vindecăm, ci și putem face chestia asta în fiecare clipă. Depinde numai de hotărârea noastră de a face lucrul ăsta și desigur și de tehnica, de drumul pe care îl apucăm pentru a face lucrul ăsta, dar desigur el ne e la îndemână întotdeauna. E foarte ușor să aduc exemplele din lucru terapeutic. Sunt oameni care spun, dom'le, am venit să-mi spui ceva sau să-mi dai ceva care să mă facă bine, deci tu trebuie să mă faci pe mine bine, să ne înțelegem. Desigur, e foarte măgulitor așa pentru mine că omul își pune așa o încredere în mine, dar cu toate astea nu e atât de real, pentru că ceea ce am eu de făcut ca și terapeut este să-l ajut să-și dezvăluie capacitățile lui. Nu să-i le ofer, să-i le dau ca și cum asta ar fi posibil pe ale mele. Desigur, nu despre asta e vorba, ci de a participa la repornirea motorului, ca să zic așa, în cazul în care motorul respectiv este oprit. Adică de a genera, de a da un impuls procesului de transformare interioară, procesului de vindecare. Asta se face într-o psihoterapie,
Sau asta se face într-o psihoterapie așa cum o concep eu și cred că ar fi cel mai corect așa, pentru că sunt și psihoterapii care se ocupă de cu totul și cu totul alte lucruri. Am descoperit undeva niște etape. Etape ale creșterii și deformării. Mie mi-au plăcut pentru și vi le spun pentru că în felul ăsta puteți vedea foarte bine cum iau naștere și rănile emoționale, cum iau naștere și măștile pe care le purtăm pentru a ne proteja. Prima etapă e etapa copilului care se bucură de a fi el însuși, care e neinhibat, creativ, jucăuș. Asta ar fi prima etapă. Nu, încercați să nu le stabiliți așa într-o perioadă de timp foarte bine definită, de la nu știu câți ani la nu știu câți ani copilul este așa. Nu e vorba de chestia asta, e o etapă, atâta vă spun. Deci prima etapă ar fi bucuria de a fi el însuși. Apoi intervin interdicțiile din partea societății, care e reprezentată în primul rând de părinți, inițial de familie, de părinți, apoi și de educatori, profesori și așa mai departe. Interdicțiile limitează această bucurie uneori, bucuria de a fi el însuși, ceea ce înseamnă că într-a doua etapă urmează suferința, înseamnă durerea faptului de a nu putea să se exprime pe sine. De a trebui să stea cu minte, să stea liniștit, de a trebui să nu pună întrebări deranjante. Toate lucrurile astea sunt se transformă în niște inhibiții ale dezvoltării, iar mai târziu le vom găsi ca și probleme care trebuie să fie rezolvate. A treia etapă se referă la criză și la revoltă și asta, de exemplu, cel mai simplu este criza adolescentină, care poate fi concepută decât ca un strigăt către mai lăsați-mă să fiu cum sunt eu, pur și simplu. Desigur, ea poate îmbrăca foarte multe forme și unele care nu fac bine nici purtătorului, ca să zic așa, dar asta este cu totul și cu totul altă poveste. Cea de-a patra etapă și ultima, pentru că durerea nu poate fi, a fost exprimată prin criză și revoltă, dar criza și revolta nu a adus cine știe ce schimbări și singura posibilitate e, n-am ce să fac, trebuie să mă împac cu situația că în momentul ăsta nu pot să mă mulțumesc și nici nu pot să mă exprim așa cum doresc. Ei bine, a patra etapă e crearea unei măști, în așa fel încât eu să pot funcționa în grupul de care aparțin prin naștere. Îmi fac o mască, ceilalți sunt mulțumiți de mine, desigur, masca asta are rolul inițial de a mă proteja de suferința pe care ceilalți mi-o provoacă prin tot felul de interdicții, iar încetul cu încetul are rolul de a mă proteja pe mine de propria mea suferință. Și iarăși, mereu am punctat în această emisiune, proces terapeutic tocmai aici intervine, de a dezvolta capacitatea de a suporta suferința pe care am acumulat-o în timp, toleranța la frustrare și la suferință, care e foarte, foarte importantă pentru viața noastră de toate zilele. Din aceste răni, din aceste răni, dureri și crize, rezultă niște măști, așa cum vă spuneam adineauri. Și sunt 5 măști despre care în emisiunile viitoare, în 5 emisiuni, am să vă vorbesc separat. Și despre asta am vrut să vorbesc această emisiune, să fac o emisiune de introducere pentru următoarele 5. Și am să vă spun care sunt rănile și ce măști purtăm în cazul în care avem aceste răni. Prima rană este respingerea, masca fiind fugarul, așa se numește. A doua rană este abandonul, dependentul. Desigur, puteți găsi fiecare în viața dumneavoastră momente de respingere, de abandon, de umilire, umilirea fiind a treia rană. Masca este masochistul. A patra rană, trădarea. Masca este dominatorul. A cincea, nedreptatea. Masca este rigiditatea, rigidul. O să le dezvoltăm în emisiunile viitoare, pe toate o să le dezvoltăm. Iată, numai a rămas foarte puțin timp. În mod evident însă, cu timpul ajungem să uităm, de fapt, cât de bucuroși, cât de creativi, cât de plini de viață eram și ajungem să considerăm aceste măști, și anume
fugarul, dependentul, masochistul, dominatorul, rigidul, ajungem să le considerăm aspectele noastre originare. Ele cu siguranță că fac parte din noi, s-au solidificat, s-au întărit pe noi ca niște scuturi. Și efortul de a le da jos e uneori semnificativ, dar prin aceste măști noi ne ascundem, de fapt, pe de o parte rănile, pe de altă parte felul nostru de a fi liber și în cele din urmă frumos. Înainte de a termina, aș vrea să vă mai ofer un filmuleț despre măști. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a fost organizat așa el și de aceea aș fi vrut să vi-l ofer. Haideți să-l vedem. Mă rog, nu se potrivește exact, dar modalitatea în care sunt prezentate măștile e foarte, foarte interesant. Haideți să vedem filmulețul și apoi continuăm. Here's a funny thing about people. We all like to look good, to make a good impression, to show everyone else we have it all together. Even though none of us do, the only way to pull this off is to put something else on. And that something is called a mask. A mask can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our mask to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today. Because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother! Amen! Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best. I'm fine! Sound our best. He hath blessedeth me so verily. And make like everything's perfect. Things are great! But behind every perfect mask is a perfectly messed up life. People with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think... But here's the thing. This is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask. So around here, we have a saying. It's okay to not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you can make is to just be you. Ați văzut și filmulețul? Ați văzut cât... Cum sunt măștile și ce se află în spatele măștilor. De asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. De altă parte, dezvăluirea aceasta a rănilor are, mă rog, câțiva pași. Procesul de transformare interioară are câțiva pași. Prima este această dezvăluire a rănilor. De obicei, după dezvăluire, urmează negarea lor. Nu, eu nu am așa ceva, eu nu simt așa ceva, eu nu vreau așa ceva. Trece timpul și după negare apare furia. Fai, dar cum e posibil să se fi întâmplat așa ceva? Și, mă rog, foarte multă iritare, foarte mulți nervi. Iar după furie, într-o a treia etapă, începem să înțelegem ceea ce se întâmplă, începem să ne vindecăm, începem să privim din alte perspective. Într-adevăr, începem să înțelegem. Exact, ăsta este un cuvânt care e potrivit în contextul ăsta, pentru că din ce în ce mai mult începem să facem față realității și asta e foarte important, să reușim
să ne raportăm la ce se întâmplă într-un plan real, nu numai într-un plan interior. Sunt foarte multe lucruri, de fapt, eu mi-am selectat foarte multe lucruri să vă spun. În principiu trebuie să înțelegeți că rănile, ca și măștile, nu sunt permanente. Tocmai din cauza asta este posibil proces de vindecare. Uneori procesul de vindecare începe mult înaintea unei psihoterapii și durează și după psihoterapie și așa cred că trebuie să și fie. O psihoterapie nedurând toată viața. Dar până la urmă, asta este un lucru bun, că transformarea interioară e un proces continuu. Că până la urmă capătul e adevărat. Putem să-l stabilim noi, capătul transformării interioare, și dacă alegem să vedem ca pe un proces continuu, cu siguranță că așa se va întâmpla. Noi vom putea să creștem în mod continuu. Un lucru pe care vreau să vi-l mai spun și care cu siguranță că o să vi se pară interesant, pentru fiecare din acele răni și măști, veți vedea că voi face legătura, niște legături foarte interesante între rănile emoționale și cum arată corpul persoanei care poartă acele răni emoționale. E extrem de important și veți vedea că sunt staturile, sunt atitudinile, sunt impunerile pe care prin corpul nostru le realizăm, le transmitem celorlalți, și acele staturi corporale, de fapt, transmit rănile emoționale pe care le încorporăm, pe care le ținem ascunse undeva în noi, în corpul nostru. Și cu siguranță că foarte multă lume a fost atrasă de chestia asta cu gesturile, dar nu o să fie despre gesturi, o să fie despre corp. E puțin diferit. Pe de altă parte, însă, vreau să vă mai spun că un alt lucru folositor și pe oamenii cu care lucrez la un moment dat își dau seama de chestia asta și sunt foarte mirați, și anume că înțelegerea propriilor tale răni și înțelegerea propriilor modalități de funcționare a măștilor proprii, ei bine, aduce cu sine înțelegerea rănilor celorlalți și a funcționării celorlalți. Percepția, cu cât se ascunde percepția, autopercepția, cu atât percepția asupra comportamentului și trăirilor celorlalți se ascute și ea. Și asta ne face mai toleranți și asta deschide calea compasiunii, care, mă gândesc eu, compasiune ar trebui să fie un aspect esențial al lumii în care trăim. Cred că asta este foarte important. Înainte de a vă prezenta cărțile, pentru că am câteva cărți, am trei cărți care aș fi vrut să vi le arăt, înainte de a vă prezenta aceste cărți, totuși aș vrea să închei într-un registru pozitiv așa. Mai am un mic filmuleț, vreo 2 minute și un pic, pe care vreau să vi-l arăt și care se referă la a împărtăși bucuria, a împărtăși fericirea. Aș vrea să vă ofer acum acest filmuleț și apoi revin cu cărțile și încheierea emisiunii.
world filled with happiness. 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 Because we believe happiness comes from helping others. That's why we're here. For you. For you. For you. You. Para ti. Cărțile pe care vi le-am adus, trei la număr, s-ar putea, de fapt, sigur, două dintre ele vi le-am mai prezentat apropo de repetiții, dar repetiția e mama învățăturii, așa cum am văzut foarte bine în emisiunea de astăzi, deci nu e rău și să repetăm, mai ales lucrurile bune, e chiar foarte bine să le repetăm. Vă prezint trei cărți. Prima carte vine dintr-un alt domeniu, nu din psihologie, ci din filozofia orientală, se numește Meditația și viața cotidiană. E o carte foarte interesantă. Desigur, ea conține multe, multe aspecte ale psihologiei și tradiției budiste, dar nu pentru acele elemente de somnul și visele, moartea și renașterea. Nu trebuie să credeți în renaștere ca să citiți această carte. Are un capitol care se numește Calmul mental și se referă la meditație și la modalitatea în care poți medita, adică poți aduce ceva liniște în viața ta. Modalitatea în care e scrisă e foarte simplă, foarte clară și foarte la obiect și de aceea eu vă recomand Meditația și viața cotidiană, scrisă de un budist tibetan. A doua carte e carte scrisă de un pediatru psihanalist. Știu sigur că pe asta v-am mai prezentat-o, dar într-un alt context. Se numește Procesele de maturizare, scrise de Donald Winnicott. Din cuprinsul ei vă pot aminti despre sentimentul de vinovăție, despre capacitatea de a fi singur, despre capacitatea de a fi îngrijorat, despre morală și educație. Sunt mai multe lucruri abordate aici, dar în principiu este în acord cu tema pe care am abordat-o, cu creștere, vindecare, pentru că trebuie să eliberăm procesele de maturizare și să le lăsăm să-și urmeze firul lor și dezvoltarea lor. Și mai mult decât atât, de ce nu, dacă putem chiar să stimulăm un pic, fără a ne grăbi prea mult, pentru că graba strică treaba, de ce nu? Dacă vă interesați despre procesele de maturizare, citiți Winnicott. E o carte scrisă într-un limbaj totuși psihanalitic, în așa fel încât ar putea să nu fie ușor de înțeles. Ultima carte, de asemenea, pe care v-am mai prezentat-o anul trecut, se numește O bază de siguranță, John Bowlby, creatorul teoriei atașamentului, dar cartea nu este, mă rog, nu este foarte complicată, e scrisă într-un limbaj relativ simplu și ușor de înțeles, se referă la relațiile dintre copii și părinți. Mai mult decât atât, veți vedea cu foarte mare ușurință cum apar rănile emoționale la începutul vieții noastre, în interiorul acestor relații dintre copii și părinți. De aceea, cartea asta poate fi citită și de către nespecialiști fără niciun fel de problemă. Acum, pentru că am ajuns la sfârșit, rămâne decât să vă reamintesc datele mele de contact, de altfel le vedeți afișate, au fost afișate pe întregul parcurs a emisiunii pe ecran, le aveți acolo, puteți să-mi scrieți, puteți să mă sunați, puteți să-mi cereți orice fel de informații. Data viitoare o să vorbim despre prima rană emoțională, ea se numește respingerea, și despre masca pe care o are, și anume fugarul. Și cu siguranță că o să am niște lucruri foarte interesante să vă spun. La revedere și nu uitați că psihanalitica înseamnă un alt fel de psihoterapie. O seară bună!